știți că de joi și până astăzi am învățat un banc cu Alinuța. Ah. Vrei să ți-l spun, Alinuța? Da. Hai, vino la defilare. Bun găsit, Alina. Nu știu dacă ar fi mai interesant să vă spun eu bancul cu Alinuța sau mai bine să ne spui tu povestea ta, că eu n-am simțit, de fapt am simțit umorului, dar nu știu să zic lume. Și atunci cred că se plictisește lumea, deci mai bine nu mai zic, mai bine zici tu povestea. Putea fi drăguț bancul cu Alinuța, că toate sunt. Bine, Alinuța era foarte mirată de o săptămână și mama într-un final o duce la doctor. Și după ce o consultă, ca să fac povestea scurtă, zice doctorul: mai desprinde-ți, doamne, codițele puțin. Bine că a râs, Regina, te iubesc, îți mulțumesc. Regina, chiar mișto. Trecem peste, tăiați la montaj asta, nu. Alina, te rog, povestea ta de astăzi. Ilinca, mie îmi plac pufuleții. Și la Constanța, la mine acasă, vis-a-vis de blocul meu, este un magazin de unde mi-au cei mai buni pufuleți. Știu că nu doar acolo îi găsesc, dar acolo iau eu. Așa. În București sunt foarte puține magazine unde am văzut acești pufuleți, așa că mă duc la Constanța să-mi iau, pentru că s-a terminat stocul. Păi și nu ne-a dus și nouă un box? Dar bineînțeles că vă aduc un box. Un box, ca să avem... Noi suntem chiar niște mâncători înrăiți de pufuleți. Da, da, da. O să fim foarte plăcut surprinși. Valeria, unde ești că nu te găsesc? Gata, te-am găsit. Ce s-a întâmplat, Bianca? Termină cu prostiile astea, da? Mamă, teatrul tău nu-l are nimeni. Dacă Valeria ar fi colaborat cu mine, lucrurile ar fi exact, și mult mai bine. Exact, asta ai spus mai devreme. Vezi? Că așa vrei. Ăsta este styling? Eu nu-ți permit acest lucru, da? Drama asta inutilă, nu, nu înțeleg. A venit să ne treabă ce să spun, că o să ne tăbălim pe aici pe jos. Deci, nu-mi place bluzița ta de desubt. Așa și încălțările și geanta. Okay. Care bluziță? Cămașa. Yeah. Iartă-mă, nu văd. Stai. A, rochia. E așa. Da. Ok. Nu-mi place rochia și... De ce? Pentru... Cromatic nu-ți place sau cum? Ești foarte mega haotică. Haotică? Da, este haotică ținuta din punctul meu de vedere. Și probabil. Și mi se pare că geanta nu se potrivește cu această ținută. Dar ce geantă s-ar fi potrivit, Valeria? Nu știu, una pe care o ai din un dulap. Oricare. Nu știu ce geanta ai tu acasă. Tocmai de asta te-am întrebat ce geantă, nu contează ce am eu acasă sau n-am. Nu știu, o altfel de geantă, probabil. Ascultăm chiar acum părerea juraților. Alina, în fața lor, te rog. Bună, Alina! Nu știu când voi scăpa vreodată de emoțiile astea când vin în fața voastră. Nu-i nimic, emoțiile sunt constructive de foarte multe ori, dar ținuta ta astăzi e construit-o greșit. Alinuța, nu fie de... Nu, ideea de la care ai pornit este o idee bună. Nu am știut să o dezvolt. Dar pe parcurs s-a pierdut totul așa niște culori sărăcuțe, așa terne. Jacheta de denim îmi place. E foarte trist așa în toată combinația asta. N-ai culoare, n-ai strălucire, n-ai sparkling-ul ăla, deși tu ești o tipă în general... Da, mie mi se părut că sunt... Tristuță. Astăzi tristuță. Nu tu pe persoană fizică. Da, am înțeles. Culorile, cromatica, nu știu, ceva nu-mi place. Nici modelul ăla cu fleșterile laterale nu prea mă leșină. Sincer. Bună, Alina. Bună, Cristina. Bine să te cunosc. Am impresia că te-ai secționat. Două. Da. Da, cumva sunt secționat. Este atât de complicat. N-am, mie mi-a plăcut. Exact. Bine, dar ție stă bine că tu ești tânăr, ești o fată frumoasă, stă bine, dar am impresia că te-ai secționat. Cizmele din alt film. Așa nu, așa cum ești astăzi, nu-mi place. Mie nu-mi place rochia în colțuri, nu-mi place topul din denim care are acele franjuri, nu-mi plac ciocatele, nu-mi place geanta, nu-mi place ținuta. Ținută dezastruoasă,
o rochie care arată ca o mușama, ca o față de masă, și renunțați la alienul ăsta de pe cap, că nu vă mai suport codițele astea. Hai să vedem calificativele totuși pentru Alina, cu toate că le-am cam intuit. Alina, tu oricum stai bine în clasament, astăzi mai slăbuț. N-ai stil. Stăteam bine în clasament, dar să știi că te plac. Mulțumesc. Mamă, cum am început săptămâna asta, fetelor, musai să resuscităm un pic atmosfera. Deocamdată, Alina, spune-le celor de acasă indicativul tău. Bună. Indicativul meu este 2, votați-mă, vă rog. Să rămân în concurs, se pare că clasamentul o să joace împotriva mea săptămâna asta. Asta e, mulțumesc. Mulțumesc și eu.